Sâmbetul ăsta e o cred că e cea mai frumoasă plapumă pe care o are omul. Cea mai prețioasă. Zâmbetul ăsta îl ajută pe cel din fața ta. Adică în momentul în care îi zâmbești cuiva, el se simte apărat. Știe sigur că nu va fi atacat de către tine. Vorbim acum de nevoile primare. Tu zâmbind te simți protejat și ești protejat. Zâmbetul e un pui de râs, cum ar veni, știi? Zâmbetul face parte din familia asta foarte puternică a limbajului uman. Consider că plânsul și râsul sunt primele forme de comunicare ale omului. Și râsul și plânsul are ca particularitate hohotul. Hohotul e de fapt o mișcare a diafragmei. Dacă tu spui acum hohot și dacă cei care ne ascultă spun hohot, își dau seama că aici undeva, deasupra stomacului, este un mușchi numit diafragmă care apasă și scoate aerul. Ce însemnau de fapt hohotele astea? Hohotul de râs era un anunț către comunitate, un strigăt, o alarmă că a găsit de mâncare, că este bine, că vrea să facă amor, că își caută și era, ăsta e hohotul de râs. După care venea hohotul de plâns, în care erau avertizați că există un pericol, că i s-a întâmplat lui ceva. Dar erau aceleași sunete guturale, aceleași sunete puternice în hohot. De asta apare, nu știu dacă ai observat, de fapt sigur ai observat, nu știu dacă ți-a explicat vreodată, de asta apare empatia asta puternică. În momentul în care cineva râde foarte, foarte puternic, foarte sincer, te apucă și pe tine restul, nu?